La Miliști, în vara aceasta, vreau să s-a instalat aici o piață comemorativă în memoria celor deportați și care au murit de foame din cauza regimului totalitar comunist. Pe viitor, și atunci s-a vorbit când s-a descoperit această piatră, s-a dezvelit că aici va fi un complex, un memorial care se va numi Memorialul Durerii Neamului Românesc. Ce include aici? Vreau să că piatra despre care s-a vorbit, aici va sta în față, aici va sta o piatră pentru neamul nostru care au luptat în Transnistria și aici cei care au luptat în Afganistan. În spate, vreau să că va fi monumentul, bustul ultimului primar român din satul Milești, care a fost ridicat în 41 și dus de comuniștii bolșevici și împușcat. Aici va fi instalată un monument de piatră în înălțimea undeva 10-12 metri. Acești piloni va arăta ființele cele care au fost deportate, va fi scris numele lor. Aici se vede calea ferată care duce în Siberia de gheață și acest proiect a fost conceput și proiectat de către nepotul fostului primar, ultimul primar Ion Andriuță, nepotul lui Grigore Andriuță. S-a format un grup de lucru împreună cu neodacii din Franța, care este condus de doamna Svetlana Paladi și Gheorghe Bobeică din la Horodiște, domnul, cum am mai vorbit, Andriuță Grigore, aici intră și eu, și alți, și frații mei, și alți oameni de bună credință. În prezent se lucrează la acumularea sumelor benești pentru a începe lucrările propriu-zise, pentru a termina acest complex memorial, Memorialul Durerii Neamului din satul Milești, în memoria celor care au fost deportați și au murit de foame din cauza regimului totalitar comunist. Primăria pe noi ne-a susținut, ne-a alocat acest teren tămană de aici, de unde au fost deportați aceste persoane din sat, și pe viitor, cred că primăria tot va contribui la amenajarea teritoriului de aici și aranjamentul acestui monument memorial. Ideea de a ridica acest memorial la Milești a strânit o admirație din partea familiei mele Bobeică. Am susținut ridicarea acestei pietre comemorative în vara aceasta. Vom susține împreună cu asociația noastră Neodaci și cu prietenii noștri din diaspora și ridicarea acestui memorial. Pentru aceasta deja am plănuit organizarea unui concert cu zi înainte de a-și începe lucrările Asambleea Parlamentară a Consiliului Europei. Vor fi invitați deputați la PCE români, cât și a noștri moldoveni, prieteni de-a noștri din diaspora, și la sfârșitul acestui concert, care va fi susținut de renumita formație folclorică Ștefan Bodă, vom colecta bani pentru ridicarea acestui memorial. Nu ne vom opri aici, voi contacta prin e-mail, prin telefon, prietenii mei din diferite țări și îi vom ruga să contribuie la ridicarea acestui memorial, al memoriei neamului, fiindcă Milești este un sat 100% de români, el trebuie susținut. Și să nu uităm că acest sat Milești face parte din raionul Nisporeni, Basarabia, care este la fel 100% alcătuit din români. Bravo acestor oameni care vor să facă ceva pentru neamul nostru românesc.